Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru învățătura noastră în această seară este Faptele Apostolilor, capitolul 13, de unde citesc primul verset. Fapte 13 cu 1. Să ascultăm acest pasaj biblic. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Barnaba, Simon numit Niger, Luciu din Cirene, Manaen care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod și Saul. Amin. În seara aceasta ne vom uita la acest verset și vom descoperi lucruri frumoase, lucruri adânci, profunde, și sunt adânci și profunde prin simplitatea cu care sunt prezentate. Sunt adânci și profunde pentru că sunt ale lui Dumnezeu, nu sunt ale noastre, ale oamenilor. Biserica din Antiohia s-a născut după declanșarea persecuțiilor din Ierusalim odată cu martirizarea diaconului Ștefan. Fapte 11, de la 19 la 21. După ce biserica s-a născut din cei care s-au refugiat de persecuție până în Antiohia, cuvântul Domnului ne învață și ne spune că Barnaba a fost trimis din Ierusalim să cerceteze biserica, să vadă ce fel de doctrină are, cum se descurcă, ce învață. Barnaba era un om cu vază în Ierusalim, om plin de Duhul Sfânt. S-a dus, a văzut lucrarea Domnului, potrivit Fapte 11, 22 la 24, și apoi, când Barnaba a văzut evoluția lucrării de aici, și-a dat seama că biserica din Antiohia are nevoie profundă, nevoie acută de cineva care să o zidească prin cuvânt. Și el este cel care se duce în Tarsul Ciliciei, îl caută pe Saul, care va deveni apostolul Pavel, îl aduce aici și împreună vor sluji în Antiohia. Textul din seara aceasta, textul din Fapte 13, versetul 1, ne introduce la primii 5 lideri pe care biserica creștină din Antiohia i-a avut. Când vorbim de Antiohia, așa introductiv, cred că este bine ca frații să cunoască, la începutul erei nou testamentale, deci în secolul I înainte de Hristos, secolul 1 și 2 după Hristos, erau 16 orașe cu numele acesta, Antiohia. 16. Din aceste 16, Biblia menționează două. Prima este Antiohia din Pisidia, Fapte 13, cu 13 la 52. Era un oraș mare, capitala provinciei romane a Galatiei, și aici Pavel și cu Barnaba au predicat cuvântul Domnului în prima călătorie misionară. Pe lângă Antiohia Pisidiei, deci capitala provinciei romane Galatia, este Antiohia Siriei, cea din textul nostru de astăzi, Antiohia Siriei. Era un oraș mare. Și imaginați-vă ce însemna pe vremea aceea un oraș mare. Era al treilea oraș ca mărime în Imperiul Roman. Avea peste 600.000 de locuitori. Mai mare decât Antiohia Siriei era Alexandria Egiptului, tot oraș roman acum, pentru că erau cuceriți de romani, și Roma. Antiohia Siriei era capitala provinciei romane a Siriei, care cuprindea ținut până în Irak și până în
Turcia de astăzi era întinsă. Orașul acesta a fost fondat în anul 300 înainte de Hristos de către unul din generalii lui Alexandru Macedon, care a ajuns împărat, este Seleucus I Nicanor, și după ce a pus bazele dezvoltării acestui oraș, Antiohia a devenit un centru comercial, politic, militar și financiar de seamă în Imperiul Roman și în Orientul Mijlociu. Imaginați-vă dacă este al treilea oraș ca mărime în Imperiul Roman. Ceea ce ne interesează pe noi este că Antiohia a devenit în istoria creștină primul centru creștin care a luat în serios porunca Domnului Iisus Hristos din Matei 28:18 la 20, care spune: mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Creștinii, inclusiv apostolii care erau în Ierusalim, nu s-au grăbit să împlinească această poruncă. Însă creștinii din Antiohia, iată că sunt primii care fac lucrul acesta și trimit misionari pentru neamuri. Și cei pe care îi vor trimite vor fi apostolul Pavel și cu Barnaba. Deci vor trimite pe apostolul Pavel și pe Barnaba. Dacă vă uitați mai departe, în Fapte 13, versetul 2. Și faptul că Antiohia are o biserică vie, activă, care de asemenea simte cu frații când sunt în nevoie cei din Ierusalim, biserica din Antiohia nu uită să facă o colectă substanțială și să trimită ajutoare frățietății din Ierusalim, care a trecut printr-o foamete și printr-o criză economică mare. Frații știu să simtă unii cu alții, biserica din Antiohia dă o astfel de pildă. Am spus aceste lucruri pentru că este important să știm, ca să vedem de unde pornește cuvântul și de ce este menționat acest cuvânt în Scriptură. Dar cum spuneam la început, în versetul pe care l-am citit, avem menționați primii 5 lucrători ai Bisericii Creștine din Antiohia. Barnaba este primul menționat. A fost un om foarte bogat din Cipru, care s-a convertit și care a lucrat intens la organizarea Bisericii Primare și la evangelizări, la misiune. Sigur că a sponsorat misiunea. Al doilea menționat este Simon zis Niger, adică, dacă am traduce românești, este Simon cel Negru. Este Niger terminologie latină. Comentatorii Sfintelor Scripturi spun că acest Simon, spus Niger, Simon cel Negru, era din Africa, din continent, deci, și este identificat cu Simon din Cirena, din Luca 23:26, a cărui doi fii, Alexandru și Rufus, sunt menționați de apostolul Pavel în Romani 16:13, că erau lideri în biserica din Roma. Acest Simon din Cirena, Niger, este omul care a dus crucea lui Iisus Hristos, deci un om care avea ce să vorbească despre Iisus, pentru că a fost aproape de Iisus în momentul cel mai crucial al vieții lui Iisus Hristos și al săvârșirii mântuirii noastre. Al treilea lucrător este Luciu din Cirena, despre care nu avem alte date în Scriptură.
Apoi urmează Manaen, despre care Luca spune niște lucruri interesante. Și Manaen, frați și surori, doamnelor și domnilor, va fi atenția studiului nostru în seara aceasta și vom descoperi niște lucruri frumoase, adânci. Urmează apoi cel de-al cincilea lider în biserica din Antiohia, este apostolul Pavel, Saul. În cele trei călătorii misionare pe care Pavel le-a făcut în Europa și în Asia Mică, de ori de câte ori pleca din Antiohia și se întorcea în Antiohia. Antiohia a fost o bază misionară pentru Pavel, iar după moartea apostolului, până prin secolul al III-lea, Antiohia a fost un centru creștin foarte puternic. S-a dezvoltat o universitate creștină în Antiohia, deci în perioada aceasta de timp, și lideri de seamă ai bisericii creștine primare s-au format în Antiohia, al doilea centru fiind Alexandria, unde s-au format creștinii, apoi Ierusalimul și apoi Roma. În seara aceasta, mesajul nostru se va intitula Prințul devenit predicator. Prințul devenit predicator. Evanghelistul Luca ne spune că Manaen este forma greacă a ebraicului sau aramaicului Menahem. Deci Menahem, în greacă Manaen. Ne spune că Manaen acesta, care era lider în biserica din Antiohia, citez, fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod. Acest Irod despre care vorbește este Irod Antipa, fiul lui Irod cel Mare, sub care s-a născut Iisus Hristos. Irod Antipa este tetrarhul, regele care domnește peste a patra parte a regatului lui Iuda, și anume peste Galileea și peste Perea, potrivit Luca 3:1, este împăratul care l-a decapitat pe Ioan Botezătorul, deci Irod Antipa, Matei 14:1-12, și este împăratul sau regele care l-a intervievat pe Iisus Hristos înainte de crucificare. Acum vă rog să notați următorul lucru. Manaen sau Menahem, spune Luca, a crescut împreună cu cârmuitorul Irod. Manaen, într-adevăr, a crescut împreună cu Irod Antipa la curtea lui Irod cel Mare. Când Irod cel Mare era tânăr, istoricul Iosifus Flavius povestește în cartea sa Antichități Iudaice, în cartea a 15-a, capitolul 8, paragraful 5, pentru cei ce vor să citească pe internet, să se uite în această carte, sau dacă vor să o împrumute de la mine să citească, spune Iosifus Flavius următorul lucru. Când viitorul rege Irod cel Mare era un tânăr, într-o zi s-a apropiat de el un rabin evreu cu numele Menahem, Manahem sau Menahem. Rabinul acesta, spune Iosifus Flavius, pe lângă faptul că predica cuvântul profeților și legea lui Moise, avea și darul profeției. Și după Iosifus Flavius, s-ar fi apropiat de Irod, de tânărul Irod, și a pus mâna pe umărul lui și a zis așa: Domnul mi-a făcut de cunoscut că vei fi rege peste Iuda. Ține minte lucrul acesta și te pregătește.
Irod sigur că n-a crezut, a rămas surprins pentru că nu se gândea să ajungă rege, era un prozelit edomit sau idumeu, dar în scurtă vreme condițiile istorice au mers de așa manieră încât Irod a ajuns rege și Roma l-a recunoscut rege în Ierusalim. Când a văzut că a ajuns rege, spune Iosifus Flavius, că Irod a trimis să-l caute pe Menahem, cel rabinul care i-a profețit că va ajunge rege, pentru că a vrut să-i fie recunoscător pentru faptul că i-a adus acest cuvânt profetic și, doi, a vrut să știe cât de mult va dura domnia lui, dacă Domnul îi face de cunoscut lui Menahem. Și a zis, vino la curte, cum a spus odinioară David lui Barzilai, vino la curte și trăiești la curte, eu îngrijesc de toate nevoile tale. Însă Menahem l-a refuzat politicos pe Irod și i-a zis, dacă vrei totuși să faci un bine, ia pe fiul meu la curte. Tot Menahem îl cheamă, în greacă, Manaen. Și Irod, în ciuda caracterului lui ciudat, l-a luat pe Manaen la curte și l-a adoptat ca fiu. A crescut împreună cu fiii lui. De aceea spune că a crescut împreună cu cârmuitorul Irod, Irod Antipa. Fiind adoptat la curtea regală a iudeii, Manaen a devenit prinț. A devenit prinț. Ca și Irod Antipa și ca și Irod Arhelau și ca și Berenis, ceilalți. Dar se vede că ceva se întâmplă în viața lui Manaen, care îl face să renunțe la confortul de la curtea regală, mai ales după răstignirea Domnului Iisus Hristos, și să devină un creștin. De aceea mesajul nostru se intitulează Prințul devenit predicator. Haideți să vedem trei lucruri, așa cum ne sunt ele revelate și sugerate de textul nostru legate de Manaen. Primul lucru pe care trebuie să-l observăm este acesta. Manaen este un prinț deziluzionat. Un prinț deziluzionat. Strălucirea de la curtea nu l-a împlinit. A trăit mai mulți ani la curtea regală. Bogăția de la curtea regală nu l-a satisfăcut. Imoralitatea de la curtea regală l-a scârbit. Iar cruzimea de la curtea regală l-a înstrăinat de apartenența sa la o viață de privilegii. Eu cred, frați și surori, doamnelor și domnilor, și ca mine sunt mai mulți, sunt cercetători Sfintelor Scripturi care cred la fel, că Manaen a fost un personaj cheie în construcția Evangheliei după Luca și în construcția faptelor apostolilor, pentru că Manaen cred că a fost persoana care a dat lui Luca informații despre Irod. Și odată ce Luca le-a șternut pe hârtie și a reținut din ele, o fi spus Manaen multe informații, că a crescut la curtea lui Irod și a fost, nu, frate cu vitreg cu Irod Agripa, Antipa. O fi spus multe, dar Duhul Domnului l-a călăuzit
pe Luca să rețină ceea ce este important pentru noi. Uitați-vă la aceste pasaje biblice. Luca 3, cu 19 la 20, este decapitarea lui Ioan Botezătorul. Manaen, cred că i-a vorbit lui Luca, deodată ce s-au cunoscut, despre acest eveniment. Luca 9, cu 7 la 9. Manaen, cred că este cel care i-a făcut de cunoscut lui Luca întrebarea care îl frământa pe Irod Antipa. Oare cine este acest Iisus? Este Ioan Botezătorul pe care eu l-am omorât și i-am tăiat capul? Este vreun profet din vechime? Oare cum aș putea eu să mă întâlnesc cu el, să vorbesc cu el? N-avea Luca de unde să știe decât de la o sursă directă. Și sursa cine a fost? Fratele vitreg al lui Irod Antipa. Luca 13 cu 31. Este informația potrivit căreia Irod a planificat, a plănuit să-l omoare pe Iisus. Și Luca ne vorbește despre această informație că a fost adusă la cunoștința lui Iisus Hristos. Și mă gândesc că unul din pionii prin care informația aceasta s-a scurs de la curtea regală a fost Manaen, pentru că începuse în deziluzia lui să caute pe Domnul. Fapte 12 cu 20 la 23. Este moartea lui Irod. Cum a murit Irod? Și cel care putea să știe lucrul acesta cel mai bine a fost cel care a crescut cu Irod. Și apoi Luca 23 cu 7 la 12 este Iisus înaintea lui Irod, intervievat înainte de crucificare. Eu cred că văzând toate aceste lucruri care s-au întâmplat la curtea lui Irod și văzând viața murdară de la curte și ținând minte că tatăl lui a fost rabin și profet, văzând că nu se poate împlini sufletește și un gol a rămas mai mare în sufletul lui, în ciuda privilegiilor pe care le-a avut. Imaginați-vă să fii luat dintr-o familie obscură, chiar dacă era rabin tatălui, și să crești la curtea regală. Cine ești tu să crești la curtea regală? Cu toate acestea, Manaen este un prinț deziluzionat, decepționat. Nu-l satisface nimic. Și atunci este al doilea lucru pe care îl vedem despre Manaen, și anume, el este un penitent cu discernere, un pocăit cu discernere. Ca și Irod, fratele lui vitreg, Irod Antipa, Manaen a auzit vorbindu-se despre Iisus. Este foarte posibil că Manaen a fost în locuri unde a predicat Iisus. Dar Manaen, pe lângă faptul că are privilegiile curții regale, frați și surori, doamnelor și domnilor, Manaen este un om cu multă discernere, un pocăit care gândește, unul frământat și a zis, trebuie să fie ceva mai mult decât viață de curte, mai mult decât bogăție, mai mult decât faimă. Cum de tata i-a spus lui Irod cel Mare că va fi rege? Cine i-a spus lui tata lucrul acesta? Trei factori au contribuit la pocăința lui. Primul este moștenirea lui spirituală. De la tatăl lui a învățat despre Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. De la tatăl lui a învățat despre făgăduințele lui Dumnezeu, despre promisiunile lui Dumnezeu. Și lucrul acesta l-a urmărit. Dar al doilea lucru care l-a influențat și a contribuit la pocăința lui
Și el și-a pus mintea, cum zicem noi românii, la bătaie. A început să gândească, să discearnă, să aleagă, să analizeze. Al doilea lucru a fost convertirea Ioanei. Ioana a fost, cuvântul Domnului spune, soția lui Cuza, administratorul împăratului Irod. Dar terminul folosit acolo de administrator al împăratului Irod poate să fie tradus și de primul ministru al regelui Irod. Ioana aceasta, dacă vă uitați în Luca 8, 1 la 3, dacă puteți să puneți chiar pe ecran, Luca 8, 1 la 3, ca să citim, are probleme. Luca 8, 1 la 3. Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el, și acum versetele 2 și 3. Și mai erau și niște femei care fuseseră toate tămăduite de duhuri rele și de boale. Maria, zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci, Joana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod. Ispravnicul este administratorul, este cum a fost Iosif, ispravnicul lui Faraon, este primul ministru al lui Irod. Suzana și multe altele care îl ajutau cu ce aveau. Da, Ioana era, dacă era de la curtea regală și era soția primului ministru, era o femeie bogată. Dar a fost o femeie bolnavă. Poate era și ea posedată de demoni, de demonii de la curte. Dar a fost vindecată. Avea cunoștințe despre persoane care erau echipate cu cunoștințe medicale potrivit uzanței timpului aceluia. Și Manaen, cred că i-a povestit lui Luca ce s-a întâmplat. Dar Manaen a știut să discearnă, să se uite ce s-a întâmplat cu Ioana. Pentru că o vedea mereu. Familia lui Cuza era mereu în preajma regelui. Viața lui Ioana s-a schimbat. Viața lui Ioana s-a transformat. Nu mai este bolnavă, nu mai este posedată de cel rău. Nu mai are gusturile stricate de la curte. Ioana aceasta, nu numai atâta, își folosește banii să-l sponsoreze pe acest Iisus. Să aibă cu ce se îmbrăca și ce mânca în drumurile lui tot timpul pe care le-a făcut prin Galileea și Iudeea și până în Liban și înapoi la Ierusalim. Dar ce-i cu Ioana aceasta de face lucrul acesta? Și apoi mai este ceva. Cred că ceea ce l-a mișcat pe el cel mai mult, de aceea am spus că el este un penitent, un pocăit cu discernere. Ceea ce l-a mișcat cel mai mult a fost o mărturie pe care foarte puțini au putut să o aibă ca martori oculari. Care a fost mărturia? Ioana a fost la cruce când Iisus a fost răstignit și Ioana a fost la mormânt cu Maria Magdalena când Iisus a înviat din morți. Luca 23 cu 49, 55 și 24 cu 9 la 11. Cine s-a dus să vestească în oraș vestea că a înviat din morți Iisus Hristos? Femeile. Una dintre ele a fost Ioana. Un factor principal. Și Manaen a zis, nu se poate, e o femeie din societate, nu poate să vorbească aiurel de felul acesta, că a înviat din morți cel pe care Irod vroia să-l vadă făcând minuni și la un moment dat vroia să-l omoare și n-a intervenit și a fost răstignit acum. Fratele meu era dus de acasă așa cu mintea și cu gusturile și cu direcția, fratele meu Vitreg, Irod Antipa. Dar Ioana, soția primului ministru, de când a fost vindecată de acest Iisus Hristos, este o femeie cu minte, este o femeie nouă, este o făptură nouă.
și mărturia ei că a înviat Iisus din morți. Nu este mărturia unui om care nu are minte, care nu gândește. Este mărturia unui om care a văzut ceva. Al treilea factor care l-a convertit de-a binelea pe Manaen, prințul acesta evreu, a fost analiza pe care a făcut-o la moștenirea lui spirituală, la convertirea lui Ioana, la ceea ce a auzit el despre Iisus și poate a auzit și personal, toate acestea într-o discernere curată l-a dus la pocăință. Și acum, frați și surori, doamnelor și domnilor, oare nu ne trebuiește și nouă să avem o discernere sfântă? Dacă lipsește ceva în biserici, este discernerea. Luăm tot ce se aude, tot ce se vorbește, și teologic, și social, și de toate felurile. Un om cu minte, un om cu minte știe să discearnă. Iar dacă nu știe, se roagă lui Dumnezeu să-i dea un duc de discernere, de deosebire, pentru ca să putem să rămânem credincioși, să rămânem în picioare, pentru că vremea este scurtă de aici încolo. Și apoi mergem mai departe, în al treilea rând și în ultimul rând, Manaen este un predicator distins. Un predicator distins. Deci, el este un prinț deziluzionat, este un penitent cu discernere și este un predicator distins. Om educat și manierat, crescut la curtea regală, nu i-a fost rușine de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Și atunci ce a făcut? A început să predice Evanghelia, să predice cuvântul. A lăsat în urma lui luxul regal pentru puținul cu mulțumire a celor ce-l slujesc pe Domnul. A lăsat luxul regal în spate. A plecat de la curtea lui Irod. A plecat de la curtea regală. Și iată-l că după ce predică Evanghelia o bucată de timp, Antiohia îl promovează ca lider în biserică. Are dar de învățător și probabil dar de profet, pentru că așa spune, în biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Barnaba, Simonul din Niger, Luciu din Cirene, Manaen, care fusese crescut cu cârmuitorul Irod, și Saul. Extraordinar. Un om distins. Promovat ca lider. Apoi este distins pentru faptul că Manaen începe să gândească. Noi predicăm aici, noi ne bucurăm, pe noi ne-a mântuit Iisus, noi i-am descoperit mântuirea, i-am descoperit dumnezeirea, dar sunt alții care nu știu despre acest Iisus. Aici, în Antiohia, sunt 600.000 de oameni la care putem să le spunem în fiecare zi, mergem pe străzi și le spunem, câtă vreme nu ne persecută și pe noi liderii Imperiului Roman. Și de aceea ei fac consiliu în Antiohia, liderii bisericii. Și când fac consiliu, Duhul Sfânt îi lămurește și spune, uitați, pe când slujeau Domnului și posteau, pentru că erau profeți, pentru că erau învățători, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și acolo au plecat cu corabia la Cipru. Din Cipru au ajuns în Antiohia
Pisidiei, s-au dus mai departe. Deci este distins pentru că Manaen participă la o lucrare de pionerat în creștinism. Trimitere de misionari. Și pe cine trimite? Cine îl trimite pe Pavel? Cine? Manaen cu Simon Negru, cel negru, și cu Lucius. Sigur, Duhul Sfânt le-a descoperit lucrul acesta, dar ei nu s-au simțit geloși. Vai de mine, nu ne-a trimis pe noi Duhul Sfânt, îl trimite pe Pavel și pe Barnaba. Nu, s-au bucurat să facă o lucrare de pionerat în Evanghelie, misiune. În concluzie, poți să fii mare, poți să te bucuri de privilegii pe care alții nu le au, poți să crești în societatea cea mai înaltă. Dar dacă n-ai pe Dumnezeu, realitatea este aceasta, vei fi deziluzionat, decepționat. Sufletul tău va rămâne gol, inima ta va rămâne goală și tot neîmplinit vei fi. Dar dacă prin pocăință te zmerești înaintea lui Hristos și începi să te uiți în jur și să zici, Domnule, uite, soția primului ministru s-a pocăit. Eu de ce nu mă pot pocăi? A fost vindecată de acest Iisus Hristos. Sufletul meu de ce nu poate fi vindecat? Sponsorează pe acest Iisus Hristos. Eu de ce nu pot să mă implic în misiune? Iată că am învățat și ajunge un predicator distins, un om la care se face referință în Sfintele Scripturi. Pentru că am învățat de la o femeie, în cazul lui, de la Ioana, că poți să ajuți lucrarea Domnului și poți să trimiți oameni cu cuvântul mântuirii până la marginea pământului, cum a lucrat Ioana, ca Iisus Hristos să poată să ajungă peste tot cu cuvântul împărăției lui Dumnezeu. Manaen a zis, facem și noi la fel. Și acum, când ne-a vorbit Duhul Sfânt și Duhul Sfânt personal în această direcție, nu trebuie să ne lăsăm cuprinși de gelozie și de tot felul de lucruri, de dezbateri și de tot felul de concluzii care n-au niciun rost. Lucrul Domnului trebuiește făcut cu inimă, trebuiește făcut cu dăruire și trebuiește făcut pentru ca numele Domnului să triumfe. Chemarea noastră este nu noi să fim mari. Chemarea noastră este ca Dumnezeul nostru să rămână mare. El este mare. Dar să se vadă că El este mare, nu că noi suntem mari. De ce? Pentru că El a murit pentru toți oamenii. Și dacă pe tine și pe mine ne poate folosi Domnul în această lucrare, să arătăm mântuirea aceasta oamenilor din jurul nostru, aceasta este o cinste. Este un har pentru care poți să părăsești luxul luxului, binele binelui, pentru că nu va fi niciodată un bine mai mare decât acela să împărățești lângă Domnul Iisus Hristos în împărăția Lui veșnică pentru totdeauna. Crezi tu lucrul acesta? Fii și tu din prinț un predicator smerit, un om smerit, de care să se poată folosi Dumnezeu. Fii un vas de cinste. Amin. Ne ridicăm în picioare și ne gândim la acest mesaj simplu, dar adânc. Dintr-un cuvânt simplu care apare despre Manaen, iată o viață care a marcat lumea. Faptul că l-au trimis pe Pavel, misionar. Pavel a ajuns cel mai mare apostol din toate timpurile și scrierile lui formează cea mai mare parte a Noului Testament. Cum să nu fie
un slujitor distins, Manaie. Este. Iar tu și cu mine putem să folosim cuvântul dat de Duhul Sfânt lui Pavel ca să-l spunem semenilor noștri. Că Domnul îi iubește și pe ei la fel cum ne-a iubit pe noi. Dacă credem aceasta, să ne rugăm Domnului să ne dea inima aceea bună și să ne lăsăm conduși de Duhul Sfânt ca să lucrăm împreună cu Dumnezeu. Cu toții ne rugăm Domnului.